seara. Iată că astăzi avem onoarea de a avea în mijlocul nostru pe domnul profesor Ilie Șerbănescu, analist economic. Și cred că pentru comunitatea noastră este un lucru important și pentru noi, Biblioteca Județeană Antim Ivreanu, cred că ținem cât de cât steagul sus, în sensul că nu ne lăsăm până nu provocăm personalități marcante de a fi prezente aici, în mijlocul nostru. Domnule vicepreședinte, stimat auditoriu, domnul Ilie Șerbănescu este absolvent al Academiei de Studii Economice din București și doctor în economie, titlul obținut în anul 1978. A fost președintele Consiliului pentru Reformă în guvernul Victor Ciorbea. În contextul împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, domnul Ilie Șerbănescu ne propune o retrospectivă din punct de vedere economic a celor 30 de ani de democrație în România. A scris 5 cărți, două înainte de Revoluție, Corporațiile Transnaționale și Terra, Portret alb negru, cărți pe care le găsiți și la Biblioteca Județeană Antim Ivreanu, și 3 după 1990, și avem așa Reforma Economică în România, Jumătățile de Măsură dublează costurile sociale, în 1994, Manifestul Partidului Imobilist, în cartea apărută în anul 1996, și România, o colonie la marginea Europei, carte scrisă în anul 2016. Este autor a peste 600 de articole și studii asupra reformei post-decembriste din România. Este un bun cunoscător al economiei în cele două perioade, cea de dinainte de 1989 și cea de după. În cărțile și articolele sale, precum și în aparițiile televizate la emisiunile de profil, analizează în profunzime aspectele legate de economia de piață, de criza economică, de piața de capital, de fondurile europene, de băncile străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Prezența domniei sale se datorează Asociației Tricolorul, se datorează și domnului Rotaru Constantin, care are meritul de a-l aduce astăzi în mijlocul nostru. De asemenea, alături de mine se află și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Bușu, doamna prodecan a Facultății de Management Marketing în afaceri economice din cadrul Universității Constantin Brâncoveanu, doamna profesor doctor Laura Pănoiu. Și, de asemenea, aș vrea să vă anunț că alături de noi se află și domnul profesor universitar doctor, domnul Marin Badea, care este alături de noi în această seară. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi, în această seară aici, cu elevilor de la Liceul Matei Basarat, în faptul că sunt astăzi în mijlocul nostru. Și, în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc mass mediei pentru modul în care prezintă evenimentele care au loc la Biblioteca Județeană Antim Ivreanu. Domnul Ilie Șerbănescu, cu permisiunea dumneavoastră, aș da mai întâi cuvântul domnului Adrian Bușu să adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule director. Distinși invitați, distinși auditoriu, să vă mulțumim bună ziua. Pentru conducerea Consiliului Județean este o onoare că astăzi să primim la Râmnicu Vâlcea un reputat în economie, fost ministru, un om pe care sunt convins că fiecare din noastră l-a văzut pledând pentru cauza economică a României. Sunt onorat să observ că în sală sunt oameni de o calitate excepțională. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră ca să veniți aici. Și pentru a nu lungi foarte mult introducerile și a putea cita și din înaintea și mergi, să dăm cezarului cei al cezarului și să îl ascultăm pe domnul profesor Șerbănescu. Un cuvânt aparte pentru domnul președinte Rotaru, care ne-a obișnuit cu oameni de calitate pe care îi invită de la București. Vă mulțumim, domnule președinte, și oricând Consiliul Județean va fi un partener pentru dumneavoastră în aducerea unor oameni care să explice românilor de ce ceea ce ni se întâmplă acum se întâmplă. Vă mulțumesc încă o dată, domnule profesor, vă rog să-mi permite să vă ofer microfonul. Mulțumesc! În primul rând, vreau să mulțumesc pentru invitație. Am avut impresia că sunt
suntem între noi. Dar au venit niște tineri, ne-au stricat, au stricat media. Că era o medie ca la mea, cu mine. Puteți să mă ajutați? Da. Știți de ce? Pentru că rulează pe fundal imagini grafice oferite de domnul Rotaru și atunci pentru camere. Dacă fac un bine, da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Deci asta aș fi vrut să spun în primul rând. În al doilea rând, vreau să spun că dacă s-a ajuns la numele meu, e rău de tot. Bănuiesc că știți ce spun eu. Oarecum, dacă eu sunt invitat, eu n-am pretenție să fiu invitat, pentru că eu nu pot să spun decât tot ceea ce spun, în spațiu, am ales să spun în spațiu public. Dacă eu sunt invitat, înseamnă că se conștientizează că nu mai e nimic de făcut. Clar, fără nimic. Eu aș fi cel mai gata să stăm de vorbă. Adică, dumneavoastră, dacă aveți probleme, și eu, credeți dumneavoastră că eu pot să fiu de folos cu ceva, ar fi cred cel mai bine. Eu să țin prelege, nu cred are. Vă pot spune două cuvinte la început, așa, dacă, ca să considerați că deschid eu gheața, sparg eu gheața. Altfel, tot așa, discutăm. Ridicăm probleme și le discutăm. Treizeci de ani. Pentru că a ieșit această problemă, hai să ne referim la cei 30 de ani. Față de situația în care suntem, se pune în contul României, se pun în contul României trei realizări minunate. După părerea mea, sunt trei baste. 1. Basmul numărul 1. România, țară care a intrat în lumea europeană, euroatlantică. Perfect adevărat. Dar colonie și nu țară. Fără echipă. Putem discuta despre acest. 2. Am câștigat economia de piață. Eu nu văd care este economia de piață în România. Tot România actuală este un monopol străin pe tot și pe toate. Toate, vreți să vă dau câteva date. Produsul intern brut al României, pe care statistica, o să discutăm despre acest lucru, statistica al trece în contul României, este obținut de 0,5% dintre companii, în proporție de 99%. Unde este economia de piață? Ăsta e monopol. Toate piețele principale, toate, sunt deținute în regim de monopol de companii străine. Și sunt operate cu abuz de monopol. Petrolul românesc are un singur proprietar și operator. Unul singur. Asta e concurența? Unul străin. La gaze sunt doi.
doi jucători. La, cum îi spune, să ne luăm pe rând, distribuțiile de energie sunt toate în regim de monopol. Distribuțiile de gaze sunt doi, ambii străini. Distribuțiile de carburanți sunt patru, toți străini, jucători, sau toate străini, dacă vreți, companii. La electricitate sunt trei, toate sunt străini. Deci, din piețele principale vorbesc. Ce să mai vorbim de rest? În industrie. Industria care mai există. Industria constructoare de mașini sunt doi. Ambii străini. Toată agricultura este condiționată cu prețuri și realizări de traderii care se ocupă de comercializarea externă. Sunt 4-5, toți străini. În retail. După ce au fost lichidați peste 100.000 de chioșcari români, ca să zic așa, au rămas 9. Toți străini. Au 65% din comerțul cu amănuntul în România. Unde este economia de piață? Eu nu. După preceptele economiei de piață, nu după preceptele mele. Asta sunt realități, nu sunt povești. Democrația. Am dobândit democrația. Cum explicați că în condițiile democrației există structurile care sunt numite, sunt mult mai puternice decât structurile alese. O democrație este puterea alegătorilor și prin ei, bun sau răi, a aleșilor. Dar dacă cei care sunt numiți sunt mai puternici decât cei aleși, unde e democrația? Este un lucru extraordinar de important. Nu mai mă refer la noianul de alte povești care există. Se spunea că în justiție și-au băgat picioarele politicienilor. Mie mi se pare că în ultimii 10 ani e invers. Este complet invers. Eu vorbesc de ceea ce se suspine. Putere. Puterea, ne aflăm în capitalism. Eu cred că se cam uită acest lucru. În capitalism, de fapt, în toate rânduierile economico-sociale, nu mai spun în capitalism, care afirmă sus și tare. Și prin acest lucru este afirmat și în Constituția României. Proprietatea este sfântă. Deci, puterea și deci decizia aparține proprietarilor. Cum e la dumneavoastră în apartament? Decide chiriașul? Nu. Decideți dumneavoastră dacă sunteți proprietari. Așa e și în cazul României. Cine are proprietățile strategice, decide.
Cine are proprietățile strategice? Niște străini. Să înșirăm petrol, gaze, distribuții de energie, industrie, retail, bănci, telecomunicații. Spuneți-mi un domeniu în care proprietățile strategice aparțin românii. Bun. Deci, ei decid. Deci, dacă avem alegeri, îmi pare foarte rău să spun, este o mascaradă, mai mare sau mai mică. De ce? Pentru că, simplu, se schimbă guvernarea, nu puterea. Puterea rămâne aceeași. Se intră la alegeri dimineața, se votează, se schimbă guvernarea, dar puterea rămâne seara la aceeași. Că petrolul nu schimbă proprietarii și nici gazele, și nici industriile, și nici retail-ul, cumpărați de la aceleași magazine și așa mai departe. Nu vreau să insist că cred că este foarte clar acest lucru. Deci dacă noi vrem, vine cineva, eu personal nu, eu nu-mi permit să afirm, dom'le, vreau niște schimbări. Nu. De ce? Pentru că sunt realist, că ai cai vers pe pereți. Nu se poate schimba ceva, pentru că nu se poate ca tu să vrei să schimbi și alții să țină proprietate. A, vrei să se schimbe ceva, atunci schimbăm proprietarii. Ne dă mâna? Nu. Și atunci, ce vorbim? Pierdere de timp. Este pierdere de timp. Nu e o rușine. Asta este statutul de colonie. Ar fi mult mai bine să fim colonia cuiva. Dar noi, din păcate, am nimerit pe mâna Uniunii Europene, care are un colonialism colectiv. Noi suntem colonia a mai multora. Dacă am fi numai a unuia, ar fi perfect. Ăla ne-ar stoarce capul lămâie, dar îmi pare foarte rău, nu le-ar da voie altora să ne stoarcă. Așa ne stor toți. După mine, în mod inevitabil, o asemenea situație nu are decât ieșirea în dezarticulare, respectiv în dezmembrarea României. Logica este a fraților care moștenesc de la părinți. Nu se înțeleg în partea verașe. Așa e. Fără să aibă niciun cuvânt de spus românii. E firesc. Dacă nu mai au proprietate, nu mai ia, nu ia în considerare nimeni. Singur. Deci, dacă ar fi ceva de cerut în lumea actuală, după părerea mea, ar fi de cerut să se recunoască că suntem o colonie. Ce avantaj ar avea acest drept? Păi, e foarte simplu. În momentul de față, cei care dețin puterea nu vor să preia și guvernarea. De ce? Ca să nu răspunde nimic.
lăsând guvernarea în seama românilor, le pot arunca în cap toate lăturile și pot fi ei de vină de toate. Dacă ar prelua ei, care dețin puterea, ar prelua ei guvernarea, atunci ar trebui să răspundă. Și de fapt că nu există autostrăzi, și de faptul că se bugetează prost cu PSD sau cu PNL, că problema este că mai încearcă și să bugeteze ceva, dar până la urmă bugetează stăpânul. Și până la urmă se întorc lucrurile astfel încât să ajunge la tot la ce doresc cei care sunt stăpâni și care, să fie foarte clar, e dreptul lor. Suntem în capitalism, trebuie să respectăm dreptul proprietarilor. Fără echivoc. Am vrut capitalism? Foarte bine. Asta este situația. Întotdeauna trebuie să ne gândim la proverbul sau zicerea: ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Asta este situația din punctul de vedere electoral în momentul de față. Vreau să vă atrag atenția că sunt 5 milioane de pensionari. Majoritatea dumneavoastră de aici sunteți pensionari. 5 milioane. Toți au drept de vot. Știți câți au votat cu PSD-ul care le-a mărit pensiile? 1 milion. Păi restul de 4 să aibă ce-au votat. Simplu. Așa e în capitalism. Așa e și firesc. Așa e și normal. Au vrut să fie modern, europeni, să aibă exact acest lucru. Să nu ne amăgim. Situația actuală, că știu că e mare tevatură cu povestea asta, este clară. Pensiile și salariile trebuie date înapoi. Ne împiedicăm de niște alegeri. Sunt două rânduri de alegeri în curs. PNL-ul nu le va modifica acum, dar o va face imediat după alegeri. Dacă sunt anticipate, le vor face și mai repede decât la anul pe vremea. Simplu. Asta este. Într-o colonie, mărirea salariilor și pensiilor nu e tolerat. N-ai voie. Nu-i treaba ta. E treaba doar a stăpânii. Simplu. Simplu. Bașca faptul, ca să nu credeți că umblu cu fofârlica, politica PSD-ului, care a fost un pas înainte, doi înapoi, nu putea duce decât la ceea ce a dus. Pentru că Onor Dragnea a fost în mod absolut lăudabil, a mărit pensiile și salariile. Dar n-a îndrăznit să o facă cum trebuia. Să mărească pensiile și salariile, adică să ia munca mai mult decât lua, făcând după seama profiturilor. Și dacă vrei să dai la săraci, fără să iei de la bogați, te împotmolești. Că resurse din cer nu vin. Asta este situația bugetului, asta e situația în momentul de față.
Nu mai spun că odată cu dispariția lui Dragnea s-a încheiat epoca. După mine s-a încheiat și epoca PSD. Dar epoca, sigur, a creșterii salariilor și pensiilor s-a încheiat. Restul sunt cai verzi pe perete. Asta trebuie să fie foarte clar. Am votat așa, așa să avem. Astea nu-s povești. Că situația asta să îți mărească pensiile, PSD-ul și tu să votezi cu Iohannis, se poate. Ești cu, ai votat cu Iohannis, ai ceea ce vrea Iohannis. Ce vrea Iohannis este la Berlin. E, asta e. Ce să facem? Da? Dacă nu vrem să le vedem, atunci e foarte... Atunci de-abia e rău. Dacă vrem să le vedem, vedem care este situația și așa mai departe. Departe, știm la ce să ne așteptăm. Vreau să vă fie foarte clar. Nu... Dacă ar fi fost alte rezultate cu alegerile, până la urmă, proprietarul, adică stăpânul, și-ar fi impus sub o altă formă același rezultat. Deci pensiile și salariile ar fi dat înapoi. Despre pensii și salarii, vreau să vă spun un singur lucru, care în general nu se discută. De ce? Nu știu. Cei care dețin, au puterea și au în mână și propaganda, cei care au puterea au și propaganda. E de înțeles de ce nu discută. Există un indicator. Se numește împărțirea PIB-ului. Cred că aveți capul împuiat de PIB. E adevărat? E adevărat. Dar ați auzit și de împărțirea PIB-ului? Nu. Firesc. PIB-ul, așa cum este el inventat și folosit de către statistici pentru a evidenția producția. Că dacă fac niște pere de pantofi, atunci e clar. Producția e formată din perechile respective de pantofi. Dar dacă fac produse care sunt greu exprimabile fizic, atunci trebuie să intervine valoarea. Și eu exprim producția valoric. Nu mai spun dacă e o producție imaterială. Cum, eu știu, IT-ul este expert, este campion în acest domeniu. Și expresia este PIB. PIB se numește la nivel național. În fiecare celulă, ca să zic așa, fiecare întreprindere, fiecare firmă, se numește valoare adăugată. Știți care este valoarea adăugată? Profituri plus salarii. Când dumneavoastră, că cred că nu există om de aici așa, inclusiv cei tineri, să nu fi completat o factură. Factura aia conține aceste două lucruri. Salarii și profituri. Nimic altceva. Asta e valoarea adăugată. La asta se percepe o taxă, care se numește taxa pe valoarea adăugată. Este ceea ce ia statul. Atât. Dacă iau toate astea și le adun, se obține PIB-ul. Ați înțeles?
Asta este PIB-ul. Știți cum se împarte PIB-ul? O parte ia munca, o parte ia profitul. Deci, proprietarul, că ajungem din nou la el. Știți cum e împărțit în țările astea ale făgăduinței? Statele Unite, Marea Britanie, Germania, nu știu ce, nu știu cum. Știți că peste 50% ia munca? Peste 50% ia munca. Știți cât ia în România? 30 și vreo 2. Deci, în contrapartidă, supergrosul iau profiturile, care grosul grosurilor iau profiturile companiilor străine, care și mai și nici măcar nu le fiscalizează. Le exportă sau le externalizează, ăsta e termenul, înțelegeți, fără să le fiscalizeze. Când a început Dragnea campania asta de mărire de pensii și salarii, era 32% luam. În vreo 4 ani le-a dus la 32%. Dragnea a fost campion, n-a scris nimeni, campionul Eurostat. Așa ceva nu s-a mai văzut. Nici nu mă mir că era pușcă. Înțelegeți? Deci această chestiune va trebui întoarsă. În ce ia munca, înseamnă ce iau salariile și ce se plătește de către salarii, ce se plătește de către salarii în contul muncii. Deci, inclusiv pensiile sunt incluse aici. Pentru că să fie clar, nu vă mai amețiți cu creșterea pensiilor. Nu se poate să crească pensiile fără să crească salariile. Că n-au din ce să fie finanțate. Programul PSD prevedea, realist sau nu, o creștere a pensiilor pe baza creșterii salariilor. Ați înțeles? Eu nu știu dacă până la urmă se putea obține creșterea de salarii prevăzută. Dar nu se poate lua de nicăieri să dai la pensii fără să ai finanțare a pensiilor de către salarii. Asta să fie simplu că e... Nu trebuie premiu Nobel pentru că este la mintea oricui. Deci, să fie foarte clar acest lucru. Această împărțire mizerabilă a PIB-ului în România, nu vorbesc, să fie foarte clar, nu vorbesc de mărimea PIB-ului. Sigur că eu nu o să pot să am nici salariile, dar nici profiturile din Germania, că PIB-ul mare. E vorba de împărțirea proporțională, cât și cât. Ați văzut mișcările din Franța. Franța este o țară super de stânga. Super de stânga. Pentru că asta cu povești că ești de dreapta, de stânga, astea sunt aiureni. Baza cu a fi considerat de stânga sau de dreapta e împărțirea PIB-ului. Cât ai, ia din PIB profitul și cât ia munca. Dumneavoastră știți că în Franța profitul ia doar 33%
Păi degeaba vrea domnul Macron să schimbe asta, sunt privilegii ale muncii care datează de la Revoluția din 1789. Nu se poate schimba peste noapte. Nu știu, poate le va schimba. Dar au ieșit în stradă. La noi ar trebui să iasă oamenii în stradă invers, că iau prea puțin. Dar aia nu se vorbește despre împărțirea timpului. Profesor, ne puteți spune cât lua munca înainte de 1989? 44%. Da. Nu era bine, pentru că era PIB-ul mic. Înțelegeți? Dar, ca proporție, e clar. Statul, care era singurul proprietar, lăsa ca munca să ia 44%. În schimb, se întorceau pe alte părți. Se întorceau, se construiau case, se construiau fabrici, uzine, se construiau. Până și consumul de alimente. Cu consumul era prea nasol ca să ne să ridicăm în slăb vremurile alea, da? Ca să fim realiști. Nu, nu. Ce putem spune foarte clar este că se cheltuia foarte mult pentru investiții pe seama consumului. Acum e invers. Nu-ți mai fac investiții că îți dă în consum, consumul. Dar asta este bășică, care crapă. Cine câțiva ani și după aia când a izbunit, buf, s-a dus. Dar asta nu-s povești. Indiferent cine a fost. Dumneavoastră vă dați seama ce a însemnat campania de creștere a salariilor și pensiilor. Cât a fost de deranjat capitalul străin? Și a fost făcută cu un preț imens. Imens. Pentru aia ar trebui Huli Dragnea. Nu pentru că cum se spune, a angajat două fufunițe de la... Aia au angajat toți. Înțelegeți? Dar, vă dau dimensiunea. E ceva fantastic. Asta este chestiune. Știți ce a făcut? Sau nu știți? Că oamenii nu, călăduiesc așa. A lăsat toate, a mutat toate contribuțiile sociale în cârca angajatului. Așa ceva nu există în Europa. Așa ceva este un cadou făcut capitalului scârbos. Nu mă dau la o parte să spun. Și am să vă spun de ce. Era una din marile cuceriri ale muncii în lupta istorică pe care a dus-o cu capitalul și care, ale cărei victorii au fost abia acum 100 de ani. Abia acum 100 de ani. Munca a obținut concediul de odihnă. Nu avea până atunci concediul de odihnă. 2. Să fie în principiu egalitate între femeie și bărbat. Nici acum nu există. Înțelegeți? Astea sunt lucruri istorice. Ziua de muncă de 8 ore a fost cucerită tot acum 100 de ani. Chestia asta, ca angajatorul să participe la contribuțiile salariatului, era una din aceste cuceriri. Pentru că era o responsabilizare a angajatorului. Acum angajatorul nu mai are nicio... El, dacă vrea, îți dă
băiete, eu am cravașa mână. Eu îți dau 300 de lei. Bine, vrei bine, salut. Îți plătești. Restul, chestia că cât îți ia statul, e treaba ta. Nu mai e treaba mea. Înainte, 60% din contribuții le suporta angajatorul. Mă rog. Ar fi trebuit invers. Bine că era și așa. Acum nu mai e deloc. Dumneavoastră vă dați seama că angajatul român a ajuns, cum să spun? Cârpă. O cârpă. Nu mai are niciun drept. Domnule profesor, vă contrazic. Da, nu vă contrazic, cum să spun eu, nu să sinucidești. Dacă intrăm într-un duel, e foarte probabil să o câștigați. Dar vă contrazic. Dar eu nu intru în duel. Este cărbă pentru numele lui Dumnezeu. Da. Deci, angajatul român este respectat acolo unde își face treaba. Ne chinuim de mulți ani dinainte de aceasta, potrivită creșterea salariilor, să găsim oameni. Știți unde este angajatul Pupuiță Gheorgheanului? E bună întrebare, bună problemă. Domnule profesor, știți unde angajatul este Pupuiță Gheorgheanului? La buget. Acolo depinde de salariul de merit, acolo depinde de gradații, acolo depinde de prime. Am făcut treabă la privat, vă zic, am și eu 10 angajați. Unii sunt vechi la mine de 25 de ani. Dar îi ținem cu toată, cum să spun, nu găsim alții. I-am format, i-am crescut, le-am botezat copiii, au venit la noi la botez. Dar problema angajatului cârpă nu este aici. Ați auzit de vreun bugetar să-i spună directorului că nu are dreptate? Dar ai plătit și la negru? Asta cu plata la negru este o gogoriță pornită din ceva care vine din perioada sălbatică, 97, 96, ceva de genul ăsta. Da, să mai plătea la vremea respectivă la negru. Cine mai plătește la negru pentru numele lui Dumnezeu în ultimii 15 ani? Ce riscant este acel om, bineînțeles, se va reclama. Se face pușcărie. N-ai virat contribuțiile, intri la pușcărie. Ți-a blocat firma în 2 luni. Nu mai poți. Dar salariul minim pe economie și salariul minim pe economie foarte bine că a fost crescut. Dar cine ține salariul angajații pe salariul minim pe economie? 1,5 milioane de angajați. Nu e adevărat. Vă spun că îi ținea Bila. Vă spun că îi ținea Bila. Carrefour înainte de creșterea asta de salarii de pensia lui Dragă. Dar astea sunt situațiile. Și patronii români nu-i țineau la salarii. Păi, nu știu, de ce știu eu, deci ca să ai oameni buni trebuia să-i plătești. Un om bun pe salariul minim. Domnul, e foarte bună problema pe care ai explicat dumneavoastră. Foarte. E, se pune esență. Dragnea nu făcea acest gest. La multă să... Dacă nu avea acoperirea penuriei de forță de muncă în momentul de moment. El s-a folosit de această chestiune și nu s-a văzut. Dar asta e în anul 1 și anul 2. După aia se termină cu penuria, vine o criză, s-a terminat cu toată penuria de forță de muncă și rămâne descoperit. Ascultați-mă ce vă spun. Dumneavoastră poate sunteți un antreprenor blând foarte, și drăguț. Foarte mic, da, sunteți o excepție, îmi pare foarte rând. Nu sunt. Am vorbit între oameni de aceeași categorie, 10-15 angajați, care, cum să spun eu, au oameni cu de foarte mare vechime, de care ținem cu dinții. Pe atunci unde sunt aia 1.700.000 de oameni de la salariu minim? Unde sunt? Deci a fost o lungă perioadă în care toate multinaționalele astea care dădeau cu bolul la Bila, la Carrefour, la chestii... Am înțeles. Dar și ele au erau pe salariu minim, dar au depășit. Ascultați-mă ce vă spun. Sunt de oameni acolo. În mod insistent vor să nu au alte modalități, marile corporații străine au alte modalități, nu salariu minim. Ei exploatează România, nu mă feresc să spun deschis România,
Nu numai cu forța de muncă. Înțelegeți? Și atunci, pentru ei, nu contează atât de mult salariul minim sau că îi mai dă 200 de lei. A publicat Ziarul Financiar, mare bombă. Primele 10 companii din top 100 România, toate erau străine. Așa este. Înțelegeți? Cât au în cifra lor de afaceri, cât valorează sau cât reprezintă cheltuielile cu salarii. Știți care erau? Între 1% și 9%. Păi să mă iertați, domnule, dacă au între 1 și 9%, îi doare exact în fund. Dacă e salariul minim sau crește salariul minim cu 100 de lei. Nu. Ei au alte modalități. Ei nu-și plătesc contribuțiile, ei nu-și plătesc impozitele. N-ar să știți cât se impozitează, cât obține bugetul României din impozitul pe profit? Eu plătesc salarii de 22-23.000 de lei pe lună și plătesc impozite de vreo 17.500-18.000 de lei pe lună. Am zis impozitul pe profit. Maestre, dumneata plătești impozitul pe profit? 16%. Dumneata cred că nici nu plătești impozitul pe profit. Ba bineînțeles? Nu cred. Vă garantez lucrul ăsta. Plătiți 2 ani de zile. Plătiți impozit pe venit. Mai bun decât Olchime, să știți de ce? Pentru că eu dădeam 25-30.000 de euro pe an impozit, iar Olchime nu plătea nimic. Cum să nu plătim? Impozit pe profit pentru numele lui Dumnezeu. Nu. Am impresia că nu ați sesizat ce spun. Sunteți micro-întreprindere sau nu? Întreprindere mică. Cum? Înseamnă că plătiți impozit pe venit și nu impozit pe profit. Ăsta a fost introdus șmecherește ca să plătiți totuși ceva, că profituri nu prea puteți să obțineți. Nu am putut să susțin pentru că am avut o treabă foarte importantă, mi s-au livrat cărnații din Portugal. Bun, acum sunt domnule... Aveți profit pe ei sau nu? Nu, i-am luat la negru, să știți. Treaba este felul următor. Impozitul pe venit, ăla de 3%, într-adevăr a fost o șmecherie, astfel încât să plătească, domnule, ceva oricare. Și era ceva normal. Nu-i adevărat, domnule, că ăia mari, nu discutăm de ei. Păi nu, de ce să nu discutăm? Care este povestea? Ei fac șmecherii și raportează că nu fac profituri și atunci nu plătesc. Și dumneavoastră, care în mod real nu faceți profit, plătiți un rahat de care se numește 3% sau 2%. Nu este așa. Pentru că în comerț, dacă plătești 3%, te-a distrus. 3% impozit pe venit. Nu, 3% impozit. Pentru că aveam angajat suficienți și eram obligat la 3%. Dar dacă îi rămâneam pe 3%, da, astea sunt chestii tehnice. Haideți. Dacă am pornit de la întrebarea, plătiți impozit pe profit sau nu? Acum vă spun, da, în momentul acesta, da, pentru că am canalul 2 din lege, capitalul social și știți... Eu v-am spus ce se întâmplă cu frații ai dumneavoastră, care n-au cum să obțină profit și atunci statul, în loc să le pună impozit pe profit, le pune impozit pe venit și tot ca tot să plătească ceva, deși n-ar obținut. Dar mă rog, ei o reau că la contribuțiile sociale. Deci plătesc cam 22-23... Nu plătiți dumneavoastră nimic! Bare foarte rău! A, că îi achitați pentru ăla! Ai treaba dumneavoastră! Dumneavoastră nu mai plătiți la statul român nimic! Bă, da, plătesc, e clar, contribuția angajatorului, așa e, domnule profesor, știți? Care? Aia de 2%! Îi spuneați că nimic, ori e nimic, ori 1%! Când plăteați
60% din contribuția era poplar. Deci, nu, dar se plătesc atunci, ca să vorbim la reflexivă. Salariile rente sunt de 22-23.000 de lei pe lună, ceva de genul ăsta, și impozitele aferente străinătate sunt de vreo 17-18.000 de lei. Nu poate să fie așa ceva. Nu poate să fie. Dumneavoastră, contabilizați contribuțiile la plățile către stat. Nu dumneavoastră le faceți, le fac angajații. Am vorbit la reflexiv. Deci de data asta am vorbit la reflexiv. Dar iau loc pentru... Nu, nu, n-am nimic. Eu mă pot contrazice cu dumneavoastră când am pânzele albe. Vă rog. Bună, profesor. Îmi pare rău că au plecat tinerii pentru că au plecat puțin... Deci am rămas de... Au plecat puțin dezamăgiți. Ei degeaba. Au plecat puțin dezamăgiți spunând, primind de la noastră mesajul că nu se mai poate face nimic. Și eu o susțin. Să facă ei. Dacă... Cred că există soluții. Și vă spun de ce. Cea mai mare emoție din România este înstrăinarea resurselor care a fost făcută fără acordul proprietarilor. Este adevărat? Și o să vă cer acum și o să vă cer acordul. Cum vă cere cu ipocrizia asta să ne folosim de datele personale. Eu merg foarte și lucrez foarte mult în Suedia. Acolo statul exploatează resursele și deține sectoarele strategice. Impozitarea este progresivă. Dar nu sunt colonie. Și salariul minim acolo permite oamenilor să trăiască să și... Am înțeles. Eu zic să vă duceți la aia și să nu mai veniți. De ce? Eu zic să nu mă judecați pe cei care au stăriat resursele. Am mai auzit o chestie. Acum vreo 3-4 ani circula pe spațiu public că România are de primit de la Germania. E adevărat? Vreo 20 de miliarde. Și-am fost și eu întrebat. Și cu cât crezi locurile, să-mi la 30. Și-am fost și eu întrebat. Știți ce-am răspuns? Ce răspund și acum. Ați mai văzut... De la ruși. Nu, ce de la ruși? Să plătească stăpânul, să plătească sclavului o datorie? Fiți realiți. Așa că apreciați Suedia și cunoșteți la revedere. Aici este chestiune închisă. Nu cred că eu nu sunt de acord ca cineva să vină să vândă mie apă din sutura mea. Spuneți-mi și spuneți-mi foarte clar ce act aveți pentru conjunctul acesta. Da, eu știi ce mă gândesc să fac personal, mi-a venit acum ideea. Am să dau în judecată, pe Adrian Năstase, pentru că a strinat, a vândut petrol. Bun, perfect. Dar mai e o listă atâta care au vândut, nu numai de vorba de petrol. Și vreau să vă spun, apropo de Adrian Năstase, că e foarte interesant ce ați ridicat. Adrian Năstase e un om deștept. Înțelegeți? Și trebuie să lăsați în noastră și în punctul. Domne, de ce nu lăsați în punctul? Omul și-a dat seama de atunci perfect ce se întâmplă și ce face și a zis, era de ajuns semnătura lui, dar nu și-a pus-o. L-a dus în Parlament și a luat cu acordul tuturor. Așa fac și ăștia. Să ne folosesc datele personale, ne pune într-o ipocrizie înspăimântătoare, să semnăm noi înșire. În primul rând, regret că am auzit aici o discuție iarăși bugetar versus privați. Aș vrea să vă spun tuturor celor care susțineți această chestiune, că bugetari înseamnă medici, asistente, profesori, învățători, oameni care lucrează în instituții, cum sunt în cea pe care o coordonez și eu, Consiliul Județean, unde avem investiții, unde încercăm să modernizăm România. Eu cred că am căzut cu toții în această capcană că bugetarii sunt ținuți de privați. Vă înșelați, domnule. Bugetarii, să știți că își fac datoria și la privat și la bugetar sunt oameni buni și oameni mai puțin buni. Dar se pare că numai o categorie trebuie trasă la răspundere și acea categorie este cea a bugetarilor. Asta a fost un comentariu. Pentru domnul profesor am 3 întrebări
punctual. 1. Care a fost impactul legii 247 pe 2005 cu restituția integrum asupra economiei României? Dezastru. Așa ceva nu există în nicio țară fostă comună. Poate o să reușiți să ne spune.